Municipalitatea explică de ce solicită atâtea acte pentru a putea oferi transport gratuit cu autobuzele Transurbis în municipiu. În contextul în care mai mulți zelăoani s-au plâns că e nevoie de prea multe hârtii pentru a primi abonamentul gratuit, viceprimarul Teodor Bălăjel spune că toate aceste acte sunt absolut necesare și că intenția municipalității nu a fost să complice lucrurile, ba din contră. Pentru a beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport în comun din municipiu, elevii, studenții și pensionarii trebuie să prezinte o serie de acte, cum ar fi actul de identitate în original și copie, cuponul de pensie, carnetul de elev sau de student, o poză tip buletin și o declarație privind acordul prelucrării datelor personale. Viceprimarul Teodor Bălăjel spune că toate sunt absolut necesare pentru a putea oferi această facilitate anumitor categorii de zelăoani. Am înțeles că sunt nemulțumiri în piață pe motiv că se cer prea multe documente și așa mai departe. Deci, vreau să știți cu toții și vreau să știe și dânsii și mass media să prezinte lucrul ăsta. Noi, ca să putem să facem proiecte pe fonduri europene, noi au trebuit să venim inclusiv cu un nou contract în ceea ce privește delegarea serviciului de transport public local către operatorul Transurbis. Sigur că odată e și o impunere, deci operatorul trebuie să emită un abonament sau un tichet de călătorie gratuit. Ca să emită acest tichet de călătorie gratuit, e o cerință. Altfel nu erau eligibile nici proiectele noastre, dacă nu schimbam contractul de atribuire și nu ne armonizam cu contractul în ceea ce privește legislația noastră și mai ales Ordinul 1370 de reglementare Ordinului European asupra transportului public local de călători. Orice abonament sau un tichet prin care acorzi o gratuitate, sigur că trebuie să-l dai în baza a ceva, adică așa cum am hotărât noi, trebuie să ai o calitate. Deci dacă ești pensionar, cum am zis, trebuie să dai tichetul, talonul de pensie, nu? Copie după buletin și buletinul, ca să te identifici că tu ești posesorul pensiei și tichetul e la tine și copie după respectivul tichet de pensie. Și trebuie și declarația aia de prelucrarea datelor. Deci, sunt trei lucruri. Nu mi se pare că... Nu mi se pare că e o treabă extraordinar de grea aceasta. Vestea bună e că doar prima dată e nevoie de toate aceste documente. La următorul abonament solicitat, procedura va fi mult mai simplă. Odată ce se eliberează abonamentul respectiv, pentru anul 2019, noi o să folosim baza de date, iar pentru un eventual abonament solicitat de către aceeași persoană beneficiară în 2018 pentru anul 2019 pentru anul 2020, sigur că nu va mai prezenta, va prezenta buletinul și abonamentul și noi în baza acestora o să emitem un alt abonament. Câteva mii de zelăoani au depus deja actele pentru a beneficia de transport gratuit cu autobuzele Transurbis. Am emis un număr de vreo 2.300-2.400 de abonamente. Sigur că noi lucrăm în continuare. Ne cerem scuze dacă pare că treaba asta știu oarecum am complicat-o. Eu nu vreau să complic, noi din contră. Noi, executivul și Consiliul Local, vrem să simplificăm lucrurile, dar nu le putem numai într-un cadru legal.